Детска онкологична болница ще има Румъния от есента на 2023 година. Тя ще включва 9 нива, 187 легла и 5 операционни зали на площ от 12 000 квадратни метра. Лечебното заведение е първото в страната, изградено изцяло с дарения. 350 000 физически лица и 7 000 компании прегръщат каузата на Асоциация Дари живот и заедно успяват да съберат 43 милиона евро за 10 години. Мащабната дарителска кампания се включва дори хеви метал групата Металика. Atenție, am strâns aproape 20 de milioane de euro. De vreo 4 ani, campania de SMS, printre primii oameni care au început să dea, erau prieteni. Така и започва всичко, от едно приятелство и две женски сърца, които дават ритъм за промяна. Te-am cunoscut în 2002, când eu m-am mutat în blocul în care Carmen deja stătea. Aveam copii de aceeași vârstă, e o diferență de 3 luni între ei, erau foarte mici. Când m-am mutat, Alex, băiatul, nu avea 8 luni și Alexia, fetița ei, avea 5 luni. Și având cumva program și preocupări comune, ne-am împrietenit. През годините Оана и Кармен успяват да реализират заедно безброй здравни проекти. 22 стерилни стаи в болници в Тимишоара, Клуж, Букурещ, лаборатории по молекулярна биология, ремонти на онкологични отделения за деца в Брашов и за възрастни в Букурещ и Тимишоара, обновяване на цялото педиатрично онкохематологично отделение в Тимишоара. Și cum și când ați început această misie, acest proiect de Dăruiește Viață? În 2009, Oana a primit un e-mail de la o agenție de turism cu care își petrecuse vacanța cu un an în urmă și acolo era o veste a unui tânăr de 17 ani care avea leucemie și mama lui cerea în acel e-mail 150.000 de euro pentru a-l trata pe Dragoș în străinătate. Am aflat atunci că tratamentul nu e posibil în țară și de asemenea mi s-a părut o sumă imensă care ar trebui strânsă într-un timp foarte scurt, astfel încât Dragoș, care avea această boală care evoluează foarte rapid, leucemia, să aibă șanse la viață. Și nu știu ce ne-a mobilizat, dar am făcut atunci, cum se spune, tot ce e posibil, tot ce ne-a stat nouă prin minte, ceva ce nu mai făcusem niciodată. Ne-am mobilizat să cerem autorităților să îi dea bani lui Dragoș pentru a pleca la tratament în străinătate, pentru că descoperisem tot investigând pe toate căile că există posibilitatea, este o lege care îi permitea acest lucru și care nu era absolut deloc cunoscută. A durat cam o lună și o săptămână până Dragoș a plecat în Israel la tratament. Noi am rămas cu foarte multe informații și cu sentimentul că n-am făcut mare lucru. Pentru că în urma unor emisiuni televizate și în urma faptului că atunci când am organizat un protest au venit televiziunile și ne-au luat interviu și a faptului că devenise cunoscut ceea ce noi făceam, ne-au scris foarte mulți oameni să ne ceară ajutorul și ne-am dat seama că în situația lui Dragoș mai sunt foarte, foarte mulți. Și conjunctura a făcut că nu ne-am mai putut opri din momentul acela. Оана и Кармен научават, че съществува данъчно облекчение, чрез което компаниите могат да дадат 20% от данъка си печалба по определен проект на някоя неправителствена организация. Încercăm noi să convingem oamenii din jur că există această facilitate fiscală, pentru că ea era atât de cool, atât de tare, încât oamenii nu credeau că există. Ea exista în legislație, dar era ținută cumva sub preș și contabilii ne ziceau că habar n-avem ce vorbim. Am încercat noi și cu niște oameni din presa scrisă economică, la fel, nu credeau. Тогава Оана решава да изпрати цялата информация, с която разполага,
на всичките си клиенти от компанията, за която работи. Și unul dintre clienții mei cei mai vechi și care avea încredere în mine mi-a trimis un contract fără să mă sune, fără să... M-am trezit la ușă cu un contract de 10.000 de euro și atunci a fost ceva wow. Și n-am să uit momentul ăla și el este sponsor de atunci, ne-a dat în fiecare an. Și în anul ăla, în decembrie 2009, abia început să-ți facem asta, am strâns 100.000 de euro. Cum ați mobilizat alți oameni? Anul următor am făcut o campanie mai mare, o campanie în care am făcut, am apelat la o agenție de creație. Nici oamenii aceia nu credeau că noi vom putea strânge din bani de la companii și atunci ne-au condiționat, au zis să facem o campanie pentru companii, dar cu condiția să facem o campanie și pentru persoane fizice. Și am făcut atunci două spoturi TV și două spoturi radio și totul a fost la dublu așa și a fost momentul în care am strâns 1.100.000 de euro în 4 luni de zile. Nu citisem niciun manual, nu citisem nicăieri despre lucrurile astea. Doar aveam credința că se poate. Credem în continuare că se poate. Când s-a întâmplat această conexiune cu Metallic? Cunoaștem pe oamenii faini de la Imagic, cei care au adus Metallic în România, Laura și Guido. Și am avut o discuție cu ei, înainte de a afla că vine Metallica, despre cum am putea să ajungem în evenimentele pe care le organizează, pentru că ei fac evenimente în general, de concerte și lucruri de genul ăsta și noi le gândeam să tot găsim, căutam căi alternative de a ne promova și de a ajunge la alți oameni. Nu s-a concretizat nimic, dar în momentul în care a venit Metallica, am primit un telefon de la Guido și mi-a zis, am o idee, nu ți-o spun încă, lucrez la ea, dar va fi foarte tare și dacă iese, o să fie foarte tare. Și ideea era că ei încercau să-i convingă pe Metallica să facă un parteneriat cu două companii românești, iar acele companii să dea banii către Metallica și Metallica să-i doneze pentru proiectul nostru. Și Metallica inițial, știu că nu au fost de acord să ia nicio să facă niciun fel de publicitate niciunei companii, pentru că nu aveau nevoie de asta, dar după ce au aflat care este miza și unde ar ajunge banii, au fost de acord și ne-au dat cei 250.000 de euro și dincolo de asta ne-am și întâlnit cu Metallica. Ne-am întâlnit și am stat, cred că vreau 5 minute de vorbă, am făcut niște poze, ne-au întrebat, oamenii erau foarte, au fost foarte drăguți și foarte deschiși și ne-au întrebat despre proiect și ne-au felicitat. Am plecat după concert cu un cec imens pe care îl căram pe stradă. Oana и Кармен получават подкрепа и от други популярни личности. Румънските журналисти Паула Херло и Алекс Дима от ПРО-ТВ, актьорът и певец Тодор Кирила, който е част от гласът на Румъния. Със средства се включват и посланици. А оферит статуи по-румънеск, ажутор, сприжин. Статуи румън не оферит ничо фете сприжин. Chiar au fost momente când au oferit multe piedici. La început a fost greu cu birocrația și cu obținerea autorizației de construire și cu tot ce înseamnă documentație de la stat român. Problema statului român nu cred că sunt banii cu care să facă spitale, ci faptul că nu e stare să treacă de la planul pe hârtie la a implementa. Наскоро Оана и Кармен са провели разговори с Министерството на здравеопазването на Румъния, както и с премиера Николае Чука и са получили обещание за подкрепа. Noi nu cerem statului român ajutor. În cea mai mare parte cerem să ne lase să-l ajutăm și să ne lase să facem lucrurile mai bine și asta ne propunem aici. Să facem un spital, să testăm altfel de a face servicii medicale și de a face management într-un spital
Și după ce am testat împreună cu autoritățile, să încerce statul să schimbe la nivel național, fiindcă eu cred că e nevoie în România de o schimbare în sistemul de sănătate, la fel cum probabil e nevoie și în Bulgaria. Bulgaria este singura țară în Uniunea Europeană care nu are un spital de copii. În acest sens, sunteți gata să ajutați, să donați sprijinul Bulgariei, know-how. Așteptăm, sigur, cereri. Dacă există un ONG care poate că își propune să facă ce am făcut noi aici, cu siguranță îi putem împărtăși din experiența noastră, dar poate că va face statul bulgar și poate să apeleze oricând la consultanți din afară și putem să-i recomandăm lucruri și să-i, la fel, să împărtășim din experiența noastră. Aceeași deschidere o avem și cu statul român, dar ne-ar surprinde să vină statul bulgar înaintea statului român, pentru că statul român încă nu ne-a solicitat să-i împărtășim din ceea ce știm, dar probabil că în viitor se va întâmpla. В близко бъдеще предстоят проверки от Общината, Инспектората по строителен контрол, Дирекцията по обществено здраве. După ce terminăm recepția, noi trebuie să facem donația clădirii către Spitalul Marie Curie, donație care va face obiectul unei negocieri, pentru că trebuie să stabilim niște condiții foarte clare. Noi avem o presiune foarte mare a donatorilor și a sponsorilor, care spun nu lăsați spitalul pe mâna statului că se alege praful. În același timp, spitalul acesta așa a fost construit, pe terenul statului, oricum aparține de drept statului și angajamentul nostru a fost că îl vom dona statului român. În același timp, cum zicem noi, îl donăm, dar nu-l abandonăm. Și apoi ideea noastră este de a crea aici un campus medical și în vechea clădire vor exista spații de training, spații de cercetare și spații de cazare pentru părinții și copiii care nu au nevoie de internare continuă. Asta e ce ne propunem, un campus medical și ar fi pentru că primul din România. E un spital al premierilor și această clădire, blocul operator, e făcut din sticlă, este primul bloc operator din sticlă din România, pentru sticla e cel mai bun material pentru reducerea ratei infecțiilor, se curăță cel mai ușor. E primul spital în care există radioterapie pediatrică, e primul spital cu această abordare multidisciplinară, e primul spital de pediatrie din România în care e luat în considerare părintele în tratamentul copilului și în saloane veți vedea că există două paturi care sunt în perete și care sunt pentru părinți. E primul spital în care ne-am gândit foarte mult și la partea aceasta emoțională a copilului și există spații de joacă, există o grădină, în spital există un cinematograf. Цялата болница е замислена като дърво на живота, с малка обсерватория на върха. На всеки етаж има изобразено по едно животно. В операционния блок вратите са с цветовете на дъгата. Градината е със стабилизирани растения, за да няма никакъв риск от зарази. Aici pot fi făcute și operațiile, se poate face radioterapia și chimioterapia și consultul cardiologic și consult stomatologic și toate lucrurile pot fi făcute în acest spital pentru că vor exista toate specialitățile. Va fi primul spital din România în care copilul bolnav de cancer va avea acces la un tratament multidisciplinar. Tot proiectul acesta a fost făcut și cu ajutor specialiștilor din străinătate, pentru că au fost zone ce nu le-am găsit acoperite în România, radioterapia. Съзнание и опит се включват нидерландския доктор професор Роб Питърс, международно известен лекар в областта на детската онкология, принцеса Дина Мирет, която е йордански хуманитарен и здравен активист, и президент на Съюза за международен контрол на рака от 2018 до 2020 година. Болница Сан Хуан де Део в Барселона – един от най-големите специализирани педиатрични центрове в Европа. Лукурile astea trebuie organizate într-un fel în care omul ăla
După ce a intrat într-un spital, se mai simte că e om.